jucător. O centrare cam plouată. Cred că se lovesc serios ambii jucători la această fază. Este vorba de Bârligea și, dacă am văzut bine, Cătălin Carp. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Dacă este, dacă lovește jucătorul Lute, e posibil să fie penalt. Cam penalti. Sau, hai să spunem altfel, sunt circumstanțe de penalti. Cred că George Găman va dori să revadă această fază. Dar dacă e cartonaș galben, da, e clar, este penalti dat de George Găman, fără să mai fie nevoie de intervenția VAR. Dar, sincer, n-am văzut dacă George Găman a arătat punctul cu VAR, dar de vreme ce are cartonașul galben, este cât se poate de evident. Ia să vedem, încă o dată. Mi se pare că îl ține, mi se pare că împiedică săritura lui Bârligea. Spuneam, acolo se află Iulian Dima și Stelian Slabu. Dacă arbitrii de la VAR consideră că nu este o decizie evident greșită a lui George Găman, atunci nu vor interveni. Plouă foarte tare, e posibil să avem o a doua repriză cu un gazon îmbibat cu apă, se încing spiritele foarte mult și în tribune. La Unibet, pariezi live din full screen cu Betstream. Crește-ți profitul cu UniBoost și trimite biletul prietenilor prin BetShare. You and Unibet. Minutul 37, plouă torențial, e posibil să fie întreruptă această partidă la cum plouă în acest moment. Cred că se va bate acest penalti, apoi cred că George Găman, sau cel puțin nu cred că această primă repriză va putea fi dusă până la final. Este o ploaie torențială, deși dumneavoastră, cred că acum încă se mai dezbate pe tema penaltiului. Dar nu văd cum ar putea să se termine meciul așa, dacă mai continuă să plouă. Tancor poate înscrie primul, după o așteptare, cred, de mai bine de un an. Betancor a început și să bată vântul foarte puternic. Betancor față-față cu Iacob, scoate portarul Utei. Iată, nici măcar din penalti, Betancor nu reușește să înscrie și seceta pentru el continuă, culmea, într-o seară foarte ploioasă de altfel. Va fi corner pentru CFR, execuție slabă.
Multe penaltiuri ratate în acest debut de campionat. Și Oțelul a avut un penalti ratat în prima etapă cu UTA. Iată, al doilea penalti dictat împotriva rădenilor, dar al doilea penalti